puțin așa, să facem cu mâna. Cristina conduce până în Grecia. Doamne, deci nu pot să cred. Iubita mea conduce acum. Acum, marți, la ora 19, The Link o să meargă cu feribotul Tasos Link. Uitați cât de fain arată curtea. Și, nu știu, e întuneric, e best. Mă mir cum camera reușește să facă ceva. Bine, mai sunt aceste luminițe. Oamenii, este superb și apa din piscină este caldă. Deci suntem în Giurgiu, mai avem foarte puțin și mergem la vamă. Și ajungem în Bulgaria și de acolo știți clar unde mergem. An de an mergem în Grecia, doar că anul ăsta va fi mult mai special, pentru că ne vom distra mult mai tare. Nu mai mergem singuri, ca și până acum. Mergem cu Andrei. Salutare. Salut. Pe Andrei poate îl știți. Virtual Track Manager. Da, Virtual Track Manager este pe live-ul nostru prezent. Acum în benzinărie a venit și poliția. Nu știu dacă avem voie să le filmăm. S-a întâmplat ceva nasol, cineva a plecat și n-a plătit. Vă arătăm mașinuțele și apoi vă luăm la drum cu noi, bine? Aici e bolidul The Link, care v-ați obișnuit. Bolid în ghilimele. Și aici avem un Genesis 3.8 aspirat. Deci e mașina asta senzația, are 350 de cai. Și credeți-mă că o să fie nu știu, o călătorie foarte faină cu ambele mașinuțe. Gata, nu mai vorbim, vă luăm la drum și o să vă placă, sunt sigur. Gata, am trecut și de vamă, îi așteptăm din nou pe prietenii noștri din spate. Acum suntem mai șmecheri decât anul trecut, pentru că nu ne mai luăm țeapă cu vinieta. Ideea este că mereu opream imediat după ce treceam de vamă la primul chioșc pe dreapta și plăteam 20 de euro pentru vinietă. Și mă gândeam, eu zic, bă, cu 20 de euro, adică 100 de lei, știu că eu dau în un an în România 115 lei pe un an. Zic, bă, ce scump e vinieta la ăștia. E, acum am aflat că pot să fac de acasă și am plătit pentru o lună, pentru că o să stăm mai mult în Grecia, și am plătit 75 de lei pentru o lună vinieta. Adică ce țeapă ne luam de la primul chioșc pe dreapta după ce ieși din vamă, acum ne-am învățat minte. Gata. M-aș bucura să apăsați cu toții pe butonul de like încă de pe acum, ca să mă motivați în această călătorie să facem cât mai multe nebuneri. Credeți-mă că vom face o grămadă de lucruri faine. Și dacă mă va lua sau nu, acum am copilotul în dreapta mea, care va putea conduce, dacă va fi cazul, să vedem dacă o să mă simt obosit. Acum oprim camera, ne bucurăm de muzică și de drum. Super mare, eram mereu mici. Rata, cumpă, nu trebuie aici. Unde am ajuns eu? Un popas după mult timp. Cum ești, Andrei? Ești obosit? Super obosit. Super obosit. Băi, a mers ceva, dar îmi place că acum e soarele ăla de dimineață, așa, știi, portocaliu. Trebuie să mergem cabrio, acum nu mai e așa frig. Da. Hai, pornim? Următoarea, să opri. Haide. Bă, o chestie ciudată așa a fost faptul că ne-am oprit ambele mașini la toaletă, într-o benzinărie. Ideea este că eu am văzut acolo că la intrare în toaletă scria 1 euro. Omul mi-a luat cheia, a deschis că eram cu iată și nu mi-a zis, adică nu mi-a reproșat nimic, m-am dus, mi-am făcut treaba, am plecat și apoi a venit și celălalt grup din mașina cealaltă și le-a cerut bani, n-aveau leva, lei nu acceptau, card nu acceptau și din păcate nu s-au oprit la toaletă și căutăm disperați toaletă. Nu știu, bulgarii sunt așa un pic mai reticenție cu toaleta, nu știu, în România eu n-am plătit niciodată într-o benzinărie pentru a mă duce la toaletă, nu știu, eu n-am avut parte de așa ceva, dar în Bulgaria aparent se cam practică. Hai să vedem, mai avem ceva de mers. Nu v-am spus unde mergem, o să mergem pe Tasos în primele zile, iar după avem o surpriză. Andrei, ai stiară ceva? Ți-au făcut ăștia ulei special pentru Genesis. Da, doar că e Lucoil, nu prezintă încredere. Nu prezintă încredere. Tot ce poți să cumpăr de la Lucoil e o cafea, adică. O cafea? Mamă, ce fain se vede turcoazul. Și aici este cimitirul insectelor. Ia uite așa am găsit noi aici. Un cățeluș foarte frumos. Are și zgardă. Vrei și tu un Z4? Noi am făcut un popas să mâncăm câteva simbișele de-astea. Oh my god, și facem ultimul plin din Bulgaria.
alimentăm acum și apoi mergem la coadă. Acolo este coada, însă este doar de tiruri. La mașini n-am văzut să fie prea multă coadă, adică nu știu, am trecut pe lângă și păreau foarte puține mașinuțe. Deci, poate avem noroc. Noi avem și testele, avem și codurile QR pentru că ne trebuie niște coduri. Avem codul care începe cu 2, deci nu vom fi testați. Bun, mergem să achităm și apoi cred că o să conducă prietena mea. După în Grecia conduci tu? Bine. Super. Deci cam de aici începe coada de tiruri. Mă rog, a început cu mult mai în spate, însă vedeți că pe partea mașinilor se circulă fluent. Să vedem ce-o fi în față, fix la verificarea buletinelor, codurilor QR, cât și a testelor, cum am zis mai devreme. Până acum chiar mă surprinde faptul că citeam pe internet că coada se întinde pe kilometri destul de lungi. E, și cam de aici începe povestea. Băi, nu sunt atât de multe mașini, adică uitați-vă, maxim, nu știu să zic, 30. Ia să-i vedem pe băieți. Băieți nu ne bag în seamă. Băieți, nu ne băgați în seamă? Băi, deci vezi, coada nu-i mare. Am avut noroc, da, eu zic că sunt 40 de mașini, ceva de genul. Noi măcar am văzut peisaje și... Ok, o să înțelegeți mai târziu de ce spunem asta. Nu știu dacă vedeți, însă în spatele meu se află un Porsche foarte, foarte vechi și foarte fain. Cristina încearcă să uite după el. Uite, fix în spate. Îl vezi? Da. Doamne, deci Cristina s-a uitat încă o dată pe mail și aparent cu toții am mai primit încă un mail de la cei cu codul QR. Ideea este în felul următor, pentru cei care nu știți, trebuie să completezi un formular și ți se generează un cod QR și încă un cod cu cifre normale. Și dacă codul respectiv începe cu 1 sau 3, mă rog, 1 sau 3, înțelegeți? 1 sau 3 trebuie să faceți încă o dată testul la vamă. Și nou ne-a venit tuturor gen cu 2. Însă între timp a mai venit încă un mail și la câteva ore și avem cifra 1 cu toții gen la început. Și am zis să-l arhivăm pe ăla, să nu vadă. Să nu-l arătăm, da. Poate avem noroc. Aleluia, am trecut. Nu le-am arătat mailul unde scria 1. Ideea este că noi între timp ne-am panicat și mai mult pentru că am scanat codul la QR cu camera. Știți că dacă ai netul pornit și scanezi cu camera, te duce direct pe site. Și dacă scanau codul QR, le afișa pagina unde codul începea cu 1, codul acela numeric. Și aparent nu au testat, adică doar s-au uitat la codul numeric, nu și la... Bine, era și cel QR acolo, doar că nu l-au scanat cu un device sau cu un telefon sau ceva. Și din fericire am trecut fără test COVID la graniță, l-am făcut noi acasă, gen în România, a trebuit să-l prezentăm aici la graniță. Dar aleatoriu se alegeau și câteva persoane care, stai să-l așteptăm pe Andrei, am uitat, care făceau gen aleatoriu, se mai alegeau câteva persoane unde trebuia din nou să facă testul și aici la graniță. Mamă, de-abia aștept să ajung. A, gata, vine Andrei. Super. Bun, acum o să schimbăm șoferii. Deci oficial gata, am făcut switch. Ideea este că eu am condus vreo 12 ore și poate reușesc să trag un pui de somn. Da, poate reușesc să trag un pui de somn. Andrei este în față, că na, poate evită ceva grob și să vadă și Cristina. Ne punem centura și dăm bătaie. Mamă, deci nu știu cum a stat sărucuța aici 12 ore, pentru că sunt atât de multe bagaje pe aici, la picioare și chestii. E mai micuță, da, într-adevăr. Doamne, deci nu pot să cred. Iubita mea conduce acum în Grecia. Vai de mine. Mă pot stau și eu relaxat. Băi, e bine și în dreapta. În dreapta parcă mereu simt mașina mai brutală decât atunci când o conduc. Și asta îmi place, pentru că te surprinde, știi, reacția faină. Cum e iubita mea? Ai puțin emoții? Oricum, no. Ea mai condus Z4 foarte mult prin București. Te-ai obișnuit deja, ți-e familiară, să înțeleg. Da, și n-am avut timp să vă spun. Ideea este că în vacanța asta o să stăm mai mult decât până acum, v-am zis. Și o să avem parte de o grămadă de locații diferite. O să mergem în diferite locuri și o să încercăm lucruri noi pe care nu le-am mai făcut. Asta este fain pentru că Andrei are aceeași pasiune ca și mine cu mașinile și vă dați seama că o să mergem pe tot felul de drumuri fine în Grecia.
să călătorim cât mai mult împreună și o să și facem scufundări, mergem la scuba diving și o să facem foarte multe lucruri. Nici nu știm, pentru că ideea e că gândiți-vă că am pentru ultima locație unde vom sta, suntem în pustietate, este o casă duplex și suntem doar noi și atât. Deci suntem undeva super pustiu, dar da, la VIP, casa este super, gen super, super tare, super frumoasă, cu piscină, cu tot ce ne trebuie. Și când se facă acolo, o să facem grămadă de nebunii. Avem și dronă cu noi, mă rog, Andrei are și el o să o piloteze, ca să zic așa. Deci suntem foarte entuziasmați, atât eu cât și Cristina și toți ceilalți care am plecat. Și o să mai vină încă un cuplu, începând de pe 1 august. Noi când mergem acum, suntem pe 28. Deci o să fim o familie și mai mare în curând. Depășește puțin așa, să facem cu mâna. Wow! Frână, că aici e cu 80. Știi. Bravo. Hai că lasă cu față. Da, lasă-l. Am uitat și ea să ne încuntrece pe lângă noi să-l filmăm. Frumos rău, deci silueta asta este superbă. Și culoarea. Și culoarea, da. Hai, treci pe lângă el, poate vrea să ne filmeze. Da, mă, ne filma Ionuț. Și acum îl filmăm și noi pe el. Mamă, cât de fain se vede. Da, deci asta e fain când mergi așa în brigadă mare, știi, suntem doar noi pe autostradă și facem efectiv ce vrem noi. Să vedeți ce prank-uri ne vom face, pentru că vrem să ne facem prank-uri, dar în asfalt rău de tot. Ups, a căzut din nou telefonul ăsta, e Andrei care complotează acolo, pentru că știe că o să-i face foarte multe prank-uri, dar și el nou, pentru că din ce am aflat eu e foarte răzbunător, dar ne gândim la ceva. Deci trebuie să punem ceva la cale, iubire. Da. Un lucru e clar, de acum încolo, Cristina conduce până în Grecia. Am ajuns și în Chiramoti, de aici vom lua bacul ca să mergem pe Tasos. Numai că mai trebuie să-l așteptăm. Este, hai că focus, și 25 și vine la 19. Acum, marți, la ora 19, The Link o să meargă cu feribotul Tasos Link. Nu știu dacă se vede că bate soarele, dar ca idee mergem cu Tasos Link, what the fuck? Cu care erau șansele? Link mobilul cu Tasos Link. Da, mă, Tasos Link. Da, deci dacă nu s-a văzut pe telefonul lui Andrei, vedeți aici. Opa. Unde ne ghidează domnul. Ce nu-mi place mie e că ne bagă la grămadă, iar Cristina nu și-a pus centura. Și gata, am lăsat mașinuța aici. Mergem sus să vedem și noi priveliștea. Mai sunt câteva minute și vom porni. Pentru mine este prima dată când merg cu bacul, însă Andrei a mai fost. Poate totuși găsim la umbră. Păi depinde, e greu cum se face. Corona! Mi-am seama că acum dacă tușesc sau strănut în exces, e clar, am luat dintr-o benzinărie din Bulgaria.
Ia uitați două mașini frumoase aici. Una, două. Am impresionat și noi niște copilași aici din Grecia. Dacă voiați voi să auziți evacuarea. Au venit băieții șmecheri din România să-și arate aici mașinile. Acum haterii astea scriu în comentarii, știi? Ce vă lăudați, mă, cu toroapele voastre? Mai ales eu, special, că Andrei, hai că nu e toroapă, dar a mea 2003, cazanul ăsta, bă. Rablă. Rablă, nu? Mamă, cât de bine arată. Vă dați seama că am luat ceva tradițional, adică nu se putea să nu numi suflachii. Nu l-am luat de porc, iar ceilalți și-au luat cu toții de pui. Da, și am ajuns la cazarea care, sincer, vă spun, nu cred că este ceva mai perfect decât este aici în tot Tasosul. Ideea este că o să vedeți voi zilele următoare tot ce se află pe aici. O să vă fac un mic spoiler cu ce se află un pic în curte afară, dar mai multe o să vedeți în zilele următoare. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut acest episod și credeți-mă că urmează ceva cu adevărat special și sper să mă încurajați acolo cu like-uri și comentarii și un vibe pozitiv. Ideea este că sunt mega, mega obosit. N-am dormit de duminică și acum este miercuri. Mă rog, în 20 de minute este oficial miercuri. Gata. Pa, pa. Da, și v-am spus de un mic spoiler. Uitați cât de fain arată curtea. Și, nu știu, e întuneric, e bez, mă mir cum camera reușește să facă ceva. Bine, mai sunt aceste luminițe. Oamenii, este superb și apa din piscină este caldă, însă suntem prea obosiți ca să ne băgăm acum. Probabil Andrei va încerca un pic apa în această seară. Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!